Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele 45 de minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Parlamentul a aprobat în lectură finală, vineri 7 iulie, în cadrul ședinței plenare, proiectul de lege privind cu privire la guvern. Pentru reforma guvernului au votat 53 de deputați. Aceasta este tema pe care ne-am propus astăzi să o discutăm împreună cu Grigore Novac, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Pavel Medrigan, avocat. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule deputat, asta ar însemna că actualul guvern trebuie să plece în demisie? Încep cu acest lucru? Păi bine, reforma s-a făcut, dar mai sunt câteva etape, nu chiar imediat, mai există etapa de promulgare, publicare și de monitor și așa mai departe. Dar prin esență, asta trebuie să urmeze? Evident că ar trebui să plece în demisie, având în vedere restructurarea propriu-zisă. Însă, pe de altă parte, dacă pleacă acum și nu avem o restructurare în esență, deci nu spune în aplicare legea, păi ne trezăm într-o situație când practic suntem, statul este paralizat, organul executiv nu-și poate exercita funcțiile. Deci un sistem pleacă, dar altul încă nu este venit. Și situația asta de incertitudine care poate apărea, aici există și pericolul. Au fost comasate, să zic eu așa, restructurate unele ministere. Unele urmează să dispară, altele urmează noi. Ce ține de agenții, eu am vorbit de mai multe ori, nu este clar rolul acestor agenții care au rămas și urmează unele să fie lichidate, altele noi să apară. Create. Nu este clar încă regulile de joc, cine și de ce răspunde, că la noi, ca de obicei, cum se întâmplă. La ziua de azi, deci, avem o sumedenie de agenții care, până la urmă, dacă încep să intri în esență, când apare o problemă, este pasarea asta de responsabilitate de la unul altul, că uite, organul ierarhic superior este ministerul, iar ministerul spune că este într-un obligațiile directe a unei agenții. Și aici ne trezim când nu știm din care capăt să o luăm și din care parte. Exact și în situația aceasta, dar aici este, am dat exemplu la nivel de un minister, dar în situația în care vorbim de guvernul în corpore, nu este clar cine și ce se ocupă la ziua de azi. Pe de altă parte, pe mine ce mă pune în gardă că fiecare premier vine cu viziunea sa asupra formării cabinetului. Cabinetului de miniștri și ce fel de miniștri. Și aici iarăși am o sumedenie de întrebări, deoarece bine, se creează un minister, dar dacă cade guvernul și vine alt prim-ministru, ce înseamnă? Că acela iar vine cu alte ministeri și cu ăsta ce facem? Știa că aici noi ne putem juca de a... În opinia mea ar trebui să fie foarte clar câte ministeri există, câte agenții și, indiferent de conjunctura politică și ce se poate schimba pe parcurs, următorul care vine să implementeze mai departe programul propus, ori reformele începute, nu să înceapă de la capăt și... Domnule Medrigan, fiecare prim-ministru vine să înceapă de la capăt, ca să utilizeze sintagma pe care a pronunțat-o domnul deputat? Ce se întâmplă? Avem un terci până la urmă? Păi dacă domnul deputat până la urmă nu e clar multe chestii, ce să zică de ceilalți care până la urmă nici n-au văzut conținutul până la urmă acestui proiect de lege? Deci avem forma și conținutul. Bun. După formă, am zis că întotdeauna, inclusiv și guvernul, trebuie să se perfecționeze. Și nu este de astăzi sau de ieri. Trebuie să avem un mecanism foarte eficace. Adică să răspundă cerințelor, indiferent de care partide nu ar veni, fiindcă noi, legea cu privire la guvern, nu putem să o modificăm în fiecare an sau în fiecare 3, 4, 5 ani. Dar aici apar un pic alte întrebări care eu aș vrea să le pun. Prima, vă rugăm. De ce acum? Fiindcă guvernarea aceasta, care este astăzi, în principiu este din 2010. Partidul Democrat este la guvernare din 2010. Suntem în 2017. De ce acum? Fiindcă au venit cu miniștrii ilustri. Am avut și străini, ministrul economiei, un francez care a zis că să rup pământul ăsta. Am Bride.
Cum a apărut așa și dispărut. Farfaga, da? Sfii, Moldova, au mai venit, nu vreau să le dau, familia zâmbitori, niște miniștri, veneau și zâmbeau la guvern și spuneau că totul este sub control din partea Partidului Democrat, printre altele. De ce acum? Și problema cea mare e că noi avem dubii, nu avem încredere în guvernare. Fiindcă noi considerăm că este mai mult un PR electoral, care zice, da, noi până acum n-am prea lucrat, dar iată, venim cu o echipă nouă, cu program nou, cu o structură guvernamentală și o să lucrăm mai bine, dați-ne voturile. Și noi trebuie să zicem, stați băieți, dacă voi până acum n-ați lucrat cum trebuia și nu aveți încredere, care este garanția că chiar și cu un alt fel de structură de guvern o să începeți a lucra la urma urmei? Deci asta prima întrebare. Și doi, dar de ce din partea Partidului Democrat? Care e interesul lor? Anume Partidul Democrat. Și noi vedem și sondajele și vedem că ei vor să se mențină la putere și iată că iarăși această lipsă de încredere face ca Partidul Democrat trebuie să inventeze ceva, fiindcă dacă mergem în alegeri așa cu ratingul și cu încrederea pe care o are, desigur că o să-și pună întrebări alegătorii, până unde cine ați lucrat, domnilor? Ce v-a încurcat? 3. Dacă guvernul în această componență nu face față, care ministerii mai prost au gestionat? Numiți-le. Care miniștri? Fiindcă guvernarea a desemnat acești miniștri. Iată că noi vedem miniștri care au recunoscut deja vinovăția, am mai vedere de ce reținuți, da, care au venit în toiul nopții, au depus jurământul și au semnat că vor respecta Constituția, legile. Iată acum depun act de recunoaștere a vinovăției. Da? Și nimeni nu este învinuit că a încălcat jurământul pe care a semnat. Da? De ce nu spun noi voi? Noi ne-am greșit, am desemnat astfel de miniștri care nu lucrau, dar se ocupau cu alte chestii, da? Pentru interesele de partid. Și noi suntem vinovați, noi, guvernarea, că noi am înaintat, da? Da. Eu n-am auzit. Că iată ministerul ăsta, de ce el trebuie comasat, fiindcă nu face față. Care minister, care ministru până acum nu a făcut față? Domnule Mitrăgan, adresez aceeași întrebare pe care i-am adresat-o și domnului Novac. Din punct de vedere juridic, logic, ar trebui să urmeze demisia? Nu. Fiindcă este strict stipulat când poate să fie, da, demisia. Bun, cel mai fericit caz când își depune binevol demisia. Însă nu este cazul. Nu este cazul. Și chiar și dacă se discută, se vehiculează alegeri anticipate, nu. Trebuie să fie foarte clar, acest guvern are o intenție serioasă de a face un salt până la alegeri, să vină cu unii indici cât de cât la alegeri și să lupte destul de solid și serios pentru a se menține la putere. Prin urmare, careva temeri juridice de demisie, adică să fie demisionat de alții, nu este cu această majoritate confortabilă în Parlament, dar și intențiile, fiindcă după demisie ce va urma? Și cred că guvernarea și ministrii își dau bine seama că aceasta este șansa lor și până ce se simtă bine la guvernare, unii mai profită chiar din plin cât au posibilitatea să-și bage mâna până la cot, dacă nu mai sus de cot, în banii publici. Deci ea o să se țină cu dinții până la ultima mișcare, până la ultimul suflu. Da, domnul deputat, unul din obiectivele pe care și le propun cei care au înaintat acest proiect de lege este de a crea o delimitare clară a funcțiilor politice de cele administrative. Până la urmă, rămâne ca miniștrii să fie desemnați iarăși după criterii politice, adică vor fi persoane politice, iar ceilalți vor trece un anumit concurs. E așa? Noi cred că suntem prea naivi să credem în asta, că o să se întâmple așa. Ori noi credem că mâine se va întâmpla o minune. Eu nu știu dacă există persoane care nu sunt afiliate politic, mai ales că Partidul Democrat nimic nu face întâmplător. Evident că în toate funcțiile cheie, după miniștri, vor urma, evident, persoane afiliate, ori cel puțin care... Faptul că ei se vor
distanța de partid, ori vor renunța la calitatea de membru de partid, asta nu denotă că este o persoană apolitică. Eu sunt departe de gândul să cred așa. Dar noi am văzut tot ceea ce și-a propus PD-ul în ultimul timp. Eu nu pot să nu-i dau dreptate domnului Mitrigan. Nu poți căuta justificare cine vinovat că nu s-a primit până acum. Da, au fost diferite alianțe, 1, 2, 3, coaliții, pestriți, tărcate. Când erau beton, pile de meu, da, când erau beton. Împreună cu pile de meu și apărăm fără pile de meu cu peleu. Acum și cu comuniștii au fost și cum dorești au fost. Dar, la urma urmei, toți au propus miniștri. Unii miniștri deja sunt în funcțiile astea, pur și simplu îi mută de la un minister la altul. Dar sunt aceiași actori. Și atunci când nu se spune că uite, el o să devină apolitic și nu mai este afiliat, este de parte de adevăr, exact cum este de parte de adevăr și teoria că persoanele care vor fi în agenții sau la funcțiile cheie vor fi la fel profesioniști. Dacă erau profesioniști, de ce nu i-au găsit până acum? De ce a trebuit să... Și noi dacă luăm ministerele la un capăt, începând la transportul și multe altele, de ce a trebuit și a fost necesar să prejudiciem bugetul statului, înaintând în unele funcții miniștri care și corupți și... Acolo, eu vă zic, acum trebuie să așa frumușel luat înconjurați. Eu nu știu dacă există vreunul, iarăși, există prezumția nevinovăției, însă ceea ce se întâmplă... În... Credeți că acum nu vom avea corupție în guvern? Nu cred. Nu cred că la fel există aceleși persoane și faptul că se mută cu locul cu unul pe altul, îl iei pe unul de la un minister și îl mută la altul, iar din ministrul face... Domnul Vac, acum în acest nou joc politic apar secretarii de stat. Ei și? Pur și simplu se schimbă denumirea? Da. Pentru că într-un anumit context se menționează că ei vor asigura interimat funcții de ministru. Eu... Nu știu de ce, însă și noțiunile astea de denumire astea de secretar de stat, nu știu de ce a apărut după vizita domnului Plahotniuc la Washington. Ori noi încercăm să copiem pe cineva, însă faptul că e secretar de stat, dar numească-se el cum nu s-a numit. Că e secretar, ori numiți-l măcar načelnic de stat. Important este ce face el și ce promovează. Important cum el gândește și cum aduce, implementează în viață programul cu care de fapt vine în fața deputaților și nu ne promit acolo marea și sarea și noi când ne adresăm întrebări domnilor, dar cât este de real pentru a realiza acest program și ori ce aici propuneți. De fiecare dată vin cu răspunsuri evazive așa dintr-o parte în alta și nu primim răspunsuri clare. Ca pe urmă să treacă o perioadă foarte scurtă de timp și îți vinoveți cine vrei. E vinovat mâna Moscovei, Putin, tancurile, timpul de afară, zăpada, ce vrei, numai nu ei. Și aici este pericolul. Știți, când un ansamblu muzical cântă aiurea, nu se schimbă instrumentele muzicale, dar se schimbă muzicanții propriu-zise. Exact aici, noi putem să încercăm măcar să-i, nu știu ce să le facem, să-i numim cum vreți și să le dăm medalii de care vrei. Asta nu înseamnă că eu să lucrez mai eficient și mai productiv. Și aici, când vorbesc de schimbarea sistemului în corpore, dacă luăm ceea ce a fost din 2014 până în prezent, omul de rând, alegătorul, el nici în cel mai rău vis nu a visat, că noi să trecem printre atâtea schimbări, modificări, ca până la urmă, la ziua de azi, să ne aprofundăm tot mai tare în datorii și tot să ajungem la sapa de lemn. Domnule Mitrigan, la un moment dat s-a tot discutat și în ședința Parlamentului, prim-ministru va decide dacă ședința publică este închisă sau nu, sau este publică sau nu. E corect această interpretare? Prim-ministru trebuie să ia decizia? Bun, problema nu este în aceasta. Da. Dar lucrarea e și cu ușile închise. Mai să lucreze. Dacă punem întrebarea, dacă într-adevăr trebuie o reformare a guvernului și noi zicem da, că dacă facem o analiză comparată cu alte state, da. Fiindcă noi fără acest aparat birocratic care zicem noi administrația publică centrală, nu putem. Fiecare stat trebuie să aibă această administrație.
Păi, la noi, într-adevăr, este prea mare acest aparat de funcționari. Prin urmare, este ineficace, se dublează și iată că chiar și dacă unele legi sunt cât de cât corespund, iată mecanismul mai departe de a promova aceste programe, aici se stopează și vine interesul de partid, vine interesul de grup, personal și așa mai departe. Prin urmare, într-adevăr, este prea mult 16 ministere. Aici am fi parcă de acord cu toții. Mai departe, când... Cifra optimă e nouă, așa cum se calcula? Eu aș lăsa chiar la discreția prim-ministrului, fiindcă guvernul este motorul. Vrem, nu vrem, tot ce se întâmplă trece prin guvern. Deci el vine ca un șef al echipei și zice, îmi trebuie 7 ministere sau 8. Noi am merge chiar și la aceasta. Bun, îți trebuie 7, 8. Tu decizi, echipa ta, fiindcă tu și e responsabilitatea. Guvernul în frunte cu prim-ministru vine cu un program în Parlament care este aprobat. Însă, chestia aceasta și colegul a vorbit că iată, fac, imitează, nu știu ce. Noi suntem deja condiționați inclusiv și de finanțare, care de mult ne spun trebuie reformată și reorganizată administrația publică centrală și locală. Și noi zicem da. Și când zice că cineva a fost undeva, am promutat de la cineva, secretar de stat, păi îi punem numai să arătăm pe hârtie că iată și noi chipurile facem ceva și justificăm acești bani care, dacă ne uităm la unele cifre, chiar și zilele acestea era o cifră câți bani intră în Republica Moldova pe diferite paliere, pe diferite programe, vin bani nu puțini. Și noi încercăm, da, iată, facem reforma guvernului, da? Potrivit lor, autoritățile ar economisi 10 milioane de lei. Asta e miliarde. Prin urmare, banii nu sunt puțini. Deci, într-adevăr, trebuie să avem o echipă mai compactă, competentă, să nu dubleze, fiindcă a vorbit și colegul, noi avem o nenumărate agenții. Cu ce se ocupă? Iată, apare agenția cu antimonopolul. Din când în când apare și dispare pe urmă. Securitatea alimentară și așa mai departe. Sunt un șir de agenții care parcă sunt necesare, dar eficacitatea unde nu pui degetul în încălcare de lege. Prin urmare, într-adevăr, trebuie să avem o salarii mai mari ca la minister. O structură, da, nu mai zic de ANSA, ăștia de la aviație, cu 30-40 de mii de salariu pe lună, da, care s-au aranjat bine și stau și au aranjat copiii, fiicele acolo, rudele. Andreea, și merge, da, merge, da, Andreea și așa mai departe, care tot e ok. Iată că și Curtea de Conturi din când în când face câte o hotărâre șoc, și spune oameni buni, noi atâtea miliarde de lei cheltuim, cum zice la noi la moldoveni, întraiurea. Sau nu corect, cheltuim banii statului, da, din buget și banul public. Iată, într-adevăr, trebuie foarte serios să vedem cui îi plătim și pentru ce. Evident că un șir de funcționari publici, aș menționa chiar asistența socială, aș menționa medicina și sistemul de învățământ care au niște salarii mizerabile, dar muncesc. Într-adevăr, trebuie de văzut ca o persoană trebuie să fie competentă și aici vine deja cum sunt desemnați, fiindcă într-adevăr nici eu nu cred că om deschide concursuri, astea, poveștile astea, noi le auzim de mult și când te uiți, uitați-vă când Partidul Liberal a plecat de la guvernare, cât s-au ieșit de la diferite agenții și la câte funcții, cum au nimerit acolo. Numai pe lista de partid, altfel, dacă erau concursuri, nu mai treceau aceste persoane. Evident că nu. Și aș menționa aici o problemă foarte gravă, fiindcă tinerii când văd că sunt promovate persoanele nu după meritocrație, atunci pleacă din țară, fiindcă într-adevăr sunt tineri competenți cu studii peste hotare, care într-adevăr vor să pună umărul, dar dacă se desemnează pe alte criterii, ei sunt nevoiți să plece.
Domnule deputat, haideți să discutăm un pic. Se reduce numărul ministerilor, asta ar însemna că se reduc și numărul persoanelor care sunt angajate acolo. În schimb, se creează o serie de agenții, ceea ce tot discutăm. Oare nu schimbăm doar denumirea și ajungem până la urmă să avem aceeași sumă când ne referim la numărul de angajați? Păi eu asta și avem în vedere în principiu când vorbeam că nu este clar. Noi avem o listă de ministeri, de 9 ministeri care ne se ocupă. Și basta. Și noi știm că o să avem 3 vicepreministri și mai departe. Dar câte agenții, câți angajați, care și ce, de ce... Nu bine. Se tot vorbește de restructurare. Cu ministerele e clar. Parcă. Dintr-o parte e clar. Parcă e clar cu viceministrii. Prim viceministrii. Dar mai departe, e că de la agenții își pornește totul. Cine și câte agenții o să creeze și câte o să fie ele și câți angajat și câți bani se vor cheltui pentru menținerea acestui aparat administrativ, noi așa și nu avem claritate. Noi am discutat asta la comisii. Noi am întrebat despre asta în ședința în plen. Și s-a ajuns la lectura a doua și cum nu știa nimeni, așa nu știe nici acum. Chiar dacă s-a votat și în lectura a doua finală. Nimeni nu știe cum o să fie mai departe. Și în această apă tulbure, păi ce reiesc? Fiecare, nici măcar nu e clar, fiecare minister în parte creează agențiile astea. Ori le creează prim-ministru care vine cu programul lui. Chiar eu vă spun, eu în calitate de deputat habar nu am. Și am întrebat și în comisii. Și a să vedem, a să venim cu amendamente, a să propunem. Dar dacă e să revenim și la personal, haideți să vorbim, nu știu, ipotetic cel puțin, Ministerul Educației se comansează cu cel al culturii, șeful de direcție, nu știu, promovarea politicilor, care este angajat, cel al primului minister sau al doilea, până la urmă cum se face selecția cadrelor? Și cât de competentă trebuie să fie acea persoană pentru că să poată face față ambilor provocări? Bine, eu, cum acolo sună el? Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Da, ceva de genul. Deși cercetări se ocupă Ministerul Educației, eu e că chiar... Noi parcă avem Academie de Științe pe de altă parte. Apropo, o să discutăm astăzi și de Academie de Științe. Cine se ocupă cu cercetările? Cine se ocupă? Da, noi avem acele universități care cât de cât mai... În mare parte vorbim de UTM, efectuează careva cercetări. Dar când e vorba de cercetări, ia că aici eu cu cercetașii ăștia noștri, ia că noi avem o academie întreagă, deci știi câte milioane se bagă în academie și eu încă nu am văzut, bine, eu încă sunt tânăr, poate domnul Midrigan mă ajută și ține minte cu ce inovații au venit la noi Academia de Știință, domnul, cu ce s-o proslavit domnul Duca în afară de dosarele cele penale care mai are acolo. Ia că aici e întrebarea, dacă le dai vorba de cercetare, apoi că acolo se mănâncă banul unei cercetare. Eu cred că de știință trebuie să ocupe oamenii de știință și nu ești de cum, universitățile, agențiile sau nu știu ce. Păi am mai văzut acum mai este un proiect în genere de ochiat care cu preparatele, medicină și aplicarea lor asupra animalilor, guzganilor, nu știu ce. Eu întrebam în comisie, voi a ce om, rebeata? Care guzgani? Noi murim de foame, vă gândiți la guzgani și șoareci aici, că să nu aplici preparate. Deci, unii vine banul public. Eu aș fi de acord în cazul în care se vine cu un program clar, uite, noi avem nevoie de atâția bani pentru a efectua cercetări în domeniul 1, 2, 3, 4, 5. Peste jumătate de an, ori un an de zile, venim, ori la sfârșit de an bugetar, venim cu raportul, ce am făcut și dacă ne-a reușit, ori nu ne-a reușit, dacă ne ajung banii, ori nu ne ajung, ori în cazul că e surplus, ce facem cu ei. Nu a fost până acum și nici nu o să fie în continuare. Și când bagi într-un singur minister și cercetare, și cultură, și educație, și mai nu știu ce... Ei nu vor putea... promova. Eu sunt departe de gândul că ceva, măcar ceva o să fie eficient acolo. Și noi, la noi chiar este o problemă ceea ce spunea și domnul Midrigan că se promovează pe criterii politici iar cei care într-adevăr au cunoștințe în domeniu sunt nevoiți să plece din țara asta și lucrează undeva pentru noi suntem, noi le furnizăm creierii noștri celor altor state.
pur și simplu nouă ne sfură oamenii și de știință. Potențialul și uman. Potențialul uman. Începând de la elevi, studenți, terminând cu oamenii de știință. Toți ne iau de aici. Și ne iau de atâta că noi, pe de-o parte, cheltuim o sumedenie de bani, nu-i clar pentru ce, vorbim de agenții. Și s-au adus exemple aici, începând la Andrei Anza și nu știu care sume enorme, iau salarii de 60, peste 60 de mii de lei. Și chiar și întreprinderi de stat, cum ar fi tutun, cetăție și multe altele. Cum îți pui mâine în cap și salarii au ei? Domnule Dregan. Deasupra au mult mai mult decât are un ministru, eu nu mai zic deja de profesori, medici și așa mai departe. Ministru, prim-ministru, mai mult decât un deputat, mai mult decât șeful statului au. De 3-4 ori. Da. Domnule Medrigan, responsabil de implementarea reformei, guvernul este centrul de implementare a reformelor. O instituție relativ nouă. Putem să ne lăsăm în seama celor ce ne va propune această instituție în fruntea cu domnul Ciocan? Desigur că nu. Eu consider că responsabil într-un minister este ministru, care are echipa sa și o bună parte din atribuțiile ministerului este elaborarea de strategii și programe. Fiindcă dacă luăm, spre exemplu, Ministerul Agriculturii, ei nu mai dirijează acum cu fermerii. Ei poate să elaboreze ceva programe, strategii de dezvoltare, însă nu mai era ca înainte se suna la pe ce dată trebuie sămânat, pe ce dată trebuie arat. Fiecare își ia riscul. Prin urmare, fiecare minister trebuie să aibă o echipă care să aibă foarte clar cu ce trebuie să se ocupe. Prin urmare, acest centru a fost așa inventat. Poate unele sugestii ceva, dar în principiu trebuie să fie foarte clar. Fiecare ministru este responsabil de ramura sa și de domeniul de activitate. Și aici apare alte întrebări. Prima, care aș menționa, este această conlucrare cu administrația publică locală. Fiindcă, bun, stă ministerul la Chișinău în birou și cu ce se termină toate acestea. Deci trebuie să fie implicați aici specialiști în ramură, experții, chiar și domeniul academic de care am vorbit, fiindcă țara noastră nu mai este atât de mare că să avem armate de funcționari. Dar aici, fără o conlucrare, să zicem, domeniul academic și cel real, dacă nu va fi această legătură, nu o să avem careva rezultate. Un alt exemplu. Ministerul Economiei. Noi, de când vorbim despre business-ul mic și mijlociu, am creat și agenții, avem și incubatoare, avem și numai nu știu ce avem. Nu mergea. Nu merge. Iată, vedem reprezentanții a business-ului mic și mijlociu, mai ales din sectorul rural, câte probleme au ca să demareze. O rușine este și cu se discuta nu de mult cu acest proiect polonez, cu un credit polonez, cât au discreditat toată această idee ca să vină în ajutorul agricultorilor cu subvențiile și așa mai departe. Cu ce se ocupă acest minister? Fiindcă într-o majoritate de state, business-ul sau afacerea mică și mijlocie este motorul economiei. La noi nici de cum nu vor să înțeleagă chestia asta. Le pun piedici sau cineva încearcă prin aceste forme să mai meargă alături de buzunarul statului cu impozitarea și așa mai departe. Deci este foarte important că acest minister, în sfârșit, cu Ministerul Agriculturii, să vadă, domnilor agricultori, credeți că putem valorifica acea economie tenebră la care faceți dumneavoastră referință? Ce împiedică ca să lucreze cât de cât agricultorul nostru? Să se discute cu oamenii la fața locului, cu fermierii, cu economiștii. Ce împiedică? Trebuie să dăm avânt ca să aibă posibilitatea, fiindcă, după cât eu cunosc mulți băieți care a lucrat peste hotare, au acumulat unele sume de bani, vor să vină aici să investească, să pornească, da, o mică afacere. După jumătate de an sau peste un an, nu mai vor.
lasă-te și pleacă. Zice, imposibil în Moldova să lucrezi. Vine inspecția cu tare, dă-i. Inspecția cu tare, dă-i. Șeful cu tare, dă-i, poliția, dă-i, celălalt, te-ți da. Vin și dă-i. Domnul Medrigan, haideți să revenim un pic la reformă și la modul în care urmează să funcționeze, de fapt, guvernul. Dumneavoastră veniți și din mediul academic. Astăzi s-a arătat din deget președintelui Academiei de Științe, domnului Duca. Urmează să se întâmple lucruri acolo destul de interesante. Pe de o parte, cineva propune ca Biblioteca Andrei Lupan să treacă sub gestiunea Bibliotecii Naționale, se vorbește despre grădina botanică, ar trebui să intervenim și acolo? Lucrurile da, de mult trebuia, fiindcă s-au transformat într-un club de discuții și câteodată politice și desigur avem savanți care au lucrări destul de serioase. Mulți savanți de ai noștri participă în diferite proiecte destul de serioase, numai că nu se implementează. Asta este problema. Deci, la urma urmei, încercăm să punem întrebarea cum sunt folosiți banii și nu puțin. Și nu puțin. Da, într-adevăr, în comparație cu alte academii, banii nu sunt mulți în procentaj, am în vedere. Dar noi așteptăm și careva propuneri serioase din partea Academiei. Spre exemplu, în domeniul agriculturii. Noi vedem în fiecare an schimbările climaterice. Avem nevoie de niște sorturi, zicem, de porumb, de grâu, de alte culturi care să reziste la aceste schimbări climaterice. Mai avem primăvara în ghețuri. Unde sunt acestea? Avem nevoie de niște tehnologii avansate. Da. Trebuie, uitați, noi în agricultură avem de 4 ori roada mai joasă decât în România și 10-12 ori roada mai mică decât în țările europene. Noi putem să facem concurență cu alți agricultori, ne mai vorbim de credite performante, subvenții și așa mai departe. Deci noi așteptăm unele rezultate și propuneri mai eficace și un moment foarte important care și colegul. Da. Deci în Academie se țin cu ambele mâini de banii care vin în cercetare. Noi avem doi termeni foarte importanți în lume acum, se numește cercetare și inovație. Cei care merg cercetare și inovație, aceia o să meargă înainte. Noi ne stopăm aici. În toată lumea, repede ce au descoperit, implementează un produs. Iată că noi la acest capitol suntem foarte în urmă și acum au început să transfere o parte din acești bani în centrele universitare, fiindcă ei țin banii în mână și îi folosesc neeficaci. Iată că pentru prima dată zice, ia împărțiți-vă și voi cu banii în cercetare. Asta este bine. Domnule deputat, haideți să aflu și punctul dumneavoastră de vedere raportat la ceea ce se întâmplă la Academia de Științe, după aceea revenim la ministerele propriu-zise. Păi dacă ar fi clar ce se întâmplă la Academia de Științe... Avem o universitate, avem un liceu, avem bibliotecă care cel puțin de ochii lumii funcționează. Nu știm ce mijloace financiare se învârtesc acolo. O bibliotecă și un liceu, asta e rolul Academiei de Științe? Nu, cred. Eu, departe de... Ori cel puțin eu percep altfel contribuția acestei societăți. Da, și rolul acestei academii. Academia de Științe trebuie să ocupe exclusiv de știință, reișând să fac studii în diverse domenii și nu doar în domeniul agriculturii, cu toate că este un domeniu important. Domeniu foarte important, aș spune eu. Și aici nu pot să nu-i dau dreptate domnului Medrigan când spunea că ei trebuie să vină cu propuneri concrete ori să facă careva studii în acest domeniu. Că nu poți să tragi nădejde numai la Dumnezeu că o să ploaie și nu o să fie îngheț. Da. Evident că trebuie să facă lucruri, dar noi așteptăm mult mai mult. Ori vedem în lume ceea ce se numește Academie de Știință și ceea ce numim noi savant și domeniul științei se ocupă totul altceva. Și nu știu, domnul Novac, haideți să revenim, ziceam, la chestia cu guvernul. Ce ar însemna sau cum ar trebui să percepem lucrurile? Până la terminarea sesiunii ar trebui să intre în funcțiuni sau să fie propus și un alt cabinet de ministri? Ce urmează să se întâmple? Domnule Vadan, până la finisarea sesiunii au rămas aproximativ 2 săptămâni. Da, active. Da. În 2 săptămâni, eu nu știu ce poate să se întâmple, că trebuie să întâmple o minune ca ei să vină
cu propuneri concrete pe ansamblu, pe guvern și cu reguli clare de joc, cine și ce are de făcut, câți oameni și cum. Și respectiv și bugetul să fie clar câți bani vor fi alocați la buget. Domnule Dragan, e întreba retoric. De ce acum? Păi, de ce acum? Cum de ce acum? Chiar nu știu de ce acum. E clar că cele 16 ministeri care erau, în opinia mea, sunt foarte multe. Având în vedere numărul populației, având în vedere bugetul nostru, având în vedere domeniile pe care poate să le acapareze un minister. Noi avem un minister, câteva zeci de agenții și aici apare întrebarea. Dar dacă noi avem atâtea agenții, avem noi nevoie oare de minister? Eu nu cred că noi putem să avem până la finele sesiunii un guvern nou, miniștrii noi, chiar nu cred asta, cu și agenții. Dar, având în vedere condițiile impuse de când? O săptămână în urmă a fost Parlamentul European a votat intenția de a acorda Republicii Moldova cele 100 de milioane de euro, dintre care 60 credit și 40 grant în 3 tranșe, dacă nu greșesc eu. Da. Dar au condiționat că, uite, noi așteptăm reforme și pe urmă vedem banii. Pe de parte, parcă e logic, însă graba cu care asta se face și calitatea cu care se vine, nu, eu personal, ca cetățean, deja nu vorbesc ca deputat, eu nu am nevoie de o reformă pentru a le raporta europenilor că uite s-a făcut. Eu am nevoie de o reformă eficientă care să lucreze. Și aici când vorbim ca să lucreze, noi toți știm și ne uităm asupra proiectului și ne întrebăm, noi chiar cei care raportau prin comisie, băi băieți, ce faceți voi? Stați-o leac. Ei, bun, faceți așa, propuneți așa, bun. Dar noi avem o întrebare, a doua, a treia, a patra, avem un sumedenie de întrebări pe care noi le acordăm și noi nu primim răspunsuri la ele. E ca așa, zice, până, eu vă zic, până la finele anului, e ca așa o să fie o cașă totală în domeniu. Și nu cred eu că în timpul apropiat ei vor reuși. Dacă o fac pentru a bifa și a raporta, se reușește peste o săptămână. Dacă o fac chiar că își doresc să facă o reformă, atunci ei nu reușesc. Domnule Dragan, această reformă urmează să fie făcută de mers. Ce se vor întâmpla? Iarăși, haideți să vorbim cel puțin ipotetic. Avem două ministere care au la ora actuală miniștri. Cine pleacă? După ce criteriu pleacă? Deci eu aș menționa că avem un parlament slab, da, și responsabil. Dacă domnul Novak explică cu greu. Dar închipuiți-vă că deputatul se duce într-un raion, într-un sat și solicit ca el să explice chestia asta. El ce va explica? Adică votează și nu știu ce votează. Nouă astfel de deputați ne trebuie și noi zicem, vrem să schimbăm clasa politică. Păi schimbați-i de astăzi. Ei pentru ce au votat? Ei nici nu știu pentru ce au votat. Le-au spus că trebuie de votat. Doi, eu cred că ar fi oportun ca domnul președinte a statului să nu promulgheze această lege. Deci, iată, domnul deputat de la Partidul Socialiștilor în opoziție, sunt un șir de obiecții. Și noi le avem, da? Fiindcă noi nu știm. Domnul președinte, să invoci toate aceste obiecții. Domnilor, eu n-am nimic împotrivă, dar aici n-ați invocat, aici mecanismul, aici nu e clar. Și are tot temeiul legal cu obiecțiile sale să întoarcă înapoi acest proiect de lege. Și se zice că două săptămâni, nu mai dovedesc, da? Fiindcă da, trebuie. Și se duc în vacanță, vin în toamnă. Deci cred că ar fi totuși rezonabil, fiindcă nu schimbă nimic această restructurizare a guvernului acum, că începând cu anul nou, se începe anul electoral. Cine o să se ocupe cu reforma guvernului într-un an electoral? Nimeni. Deci să fie reîntoars în Parlament, să fie concretizată pe fiecare comportament, da? Chiar și poate de explicat și europenilor, ca să fie foarte clar. Avem nevoie de atâtea agenții, avem nevoie de a mai crea una și de a lichida două sau trei. Și să vină cu acest proiect în toamnă,
până la anul nou, ca să fie într-adevăr pe o perioadă mai îndelungată, nu numai pentru o guvernare. Și aceasta ar fi o lege pentru viitoarea guvernare, să vină într-adevăr o guvernare cu un program de 4 ani, fiindcă vine această guvernare cu cât? Pe jumătate, pe un an de zile? Care-i sensul? Fiindcă o guvernare vine cu o responsabilitate, vine cu un program de guvernare, indiferent ce sistem electoral nu ar fi, dar să dăm posibilitatea ca acest nou guvern care va fi stabilit sau inaugurat după anul 18, să vie cu un program nou, cu o structură nouă și atunci să-i dăm posibilitatea să vedem 4 ani de zile cum va funcționa. Ar fi, cred că, mai rezonabil decât acum în pripă să justificăm niște bani și pe urmă iarăși vine o altă guvernare sau o altă echipă și zice, da, ăștia au adoptat, dar nouă nu ne convine. Noi trebuie să refacem, să revedem și noi batem pasul pe loc cu părere de rău. Trebuie să facem o lege pentru guvernare, indiferent ce partide, care ar fi confortabilă și eficace pentru a gestiona treburile noastre sociale. Eu cred că și aceasta ar fi o soluție ca domnul președinte să nu promulgheze, să ceară de la autorii proiectului să fie introduse clarități foarte clar și desigur pe mine mă miră că e scris în legea cu privire la guvern că guvernul în fiecare an trebuie să vină cu dare de seamă ce a făcut și ce nu a făcut din program adoptat, din acel program Moldova Uniunii Europeană. Ia că nu vine nimeni, nu dă dare de seamă nimeni. Prin urmare, cred că trebuie îmbunătățit și acest proiect de lege. Domnule deputat, președinția rămâne a fi o ultimă redută în care trebuie să ne punem speranțe? Noi, sigur, teoria asta expus, are dreptul la viață și poate fi, însă să nu uităm că există o hotărâre a Curții Constituționale care, cu păreri de rău, chiar dacă șeful statului își expune odată și se expune obiecțiile, da, el întoarce odată înapoi în Parlament, da, mai discutăm încă o dată, dar asta, cu regret, nu-i obligă să facă și să îndeplinească toate gafele făcute, să le înlăture, să vină cu propuneri și dacă revotează din nou... Dar și asumă, până la urmă. Păi și așa și-l asumă. Asta e problema, că în cazul în care nu ar fi existat o astfel... Bine, eu zic că asta e mai mult o hotărâre a Curții Constituționale politică decât cu efecte juridice. Și când zic că noi Curtea Constituțională riscă îl ține o static pe șeful statului, că uite, el are viziunea lui și șeful statului când întoarce în plen un proiect de lege, el argumentează de ce îl întoarce. Face o notă prin care indică, stimați deputați, uitați, ați făcut 1, 2, 3, 4, 5, 10 gafe. Vă rog frumos, înlăturați-le. El nu se expune despre oportunitate, că e bine sau e rău, ori că e moftul lui să-l întoarcă înapoi. El indică de ce anume. Însă, hotărârea asta Curții Constituționale privede expres. Dacă se reconfirmă votul în plen, atunci șeful statului este obligat să-l promulge și respectiv merge la publicare și cu asta se termină tot. Domnule Mitrighean, avem 2 minute în cadrul acestei emisiuni. Spune regei, eu vroiam să vă întreb, există riscul ca noul parlament să revină la această lege în cazul în care vom da cu oiștia în gard? Păi nu cred. Și nu e atâta problema în această lege. Este problema funcționării fiecărui minister în aparte ce are de făcut. Fiindcă, în principiu, chiar și legea care este astăzi în vigoare, ea nu este rea. Problema este că ei nu își îndeplinesc. Uitați-vă, pe lângă guvern este Cancelarea de Stat, da, care are competența să conteste actele administrative, administrației publice locale. Uitați-vă câte acte ilegale au fost de primăria Chișinău, câte dispoziții legale au fost emise de primarul general. Da, parcă Cancelarea de Stat a intervenit, însă vine Curtea de Conturi și a invocat atâtea încălcări și atâtea neajunsuri și atât că nu se schimbă nimic.
atunci am putea zice, stați domnul, împuterniciri sunt, dar voi nu le folosiți. Prin urmare, eu n-aș menționa faptul că IACA nu avea împuterniciri în minister sau altul și de ce noi avem astfel de rezultate. Nu. În primul rând sunt cadrele slabe și necompetente. Doi, acest flagel, și anume, desemnarea pe criterii politice ne duce în jos, fiindcă vin cu mătrii, vin neamurile, fiind fiicii și feciorii, și fac o gașcă acolo care se ocupă cu chestiile lor personale. Nu este această concurență, nu este acest concurs să vină persoanele competente și noi nu putem progresa cu astfel de abordare. Domnilor invitați, pe această notă sunt obligat ca să pun punct emisiei de astăzi. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Am discutat despre reforma guvernului. Vă doresc o seară bună alături de Accent TV.